startup-ul auto al electromecanicului din Canada a dezvoltat o mașină electrică cu 3 roți. Mașina este capabilă să accelereze până la 130 de km la oră, iar bateria vehiculului ajunge pentru o plimbare de 150 de km. Bateriile micuțului Solo se încarcă de la o priză obișnuită și durează doar 3 ore. Datorită dimensiunii ei, mașina s-a dovedit a fi foarte ușoară, deoarece cântărește aceasta aproape 600 de kg. Destul de puțin pentru o mașină. Sub capotă are un motor electric cu o capacitate de 61 de kW și accelerează mașina până la 100 de km doar în 8 secunde. Nu se recomandă călătoriile îndelungate cu ea, însă pentru plimbările prin oraș este mai mult decât perfectă. Solo poate fi cumpărată cu doar 15.000 de dolari. Carloman King. Majoritatea oamenilor cred că mașinile chinezești sunt ieftine, lente și nu prea de încredere. Însă Carloman King arată inversul. La exterior, mașina arată pur și simplu uimitor și modern. În general, acest model de mașină este ceva între Lexus NX și Lockheed F-117 Nighthawk. Mașina va fi echipată cu diferite gadgeturi doar dacă clienții își doresc asta. Cu toate acestea, chiar și în cele mai modeste versiuni, producătorii promit să instaleze în interior mini frigider, seifuri multiple, TV retractabil cu o consolă de jocuri Sony PlayStation 4, sistem audio cu 20 de difuzoare și un aparat de cafea. La baza mașinii blindate stă imensul pick-up american Ford F450 Super Duty. Sub capota acestei mașini este instalat un motor V10 de 6 sau 8 litri, care de asemenea are 360 de cai putere. Prețul acestui monstru este de 18 milioane de dolari. Hyundai Le Phil Roach Concept. Compania Hyundai a adus în Elveția un model luxos și modern a mașinii viitorului. Interiorul vehiculului este realizat în culori bej combinate cu maro deschis și elemente din lemn natural. Dintr-o mică privire spre interior, puteți observa volanul alb ca zăpada și, bineînțeles, cel mai important element este acoperișul său panoramic, care oferă o imagine uimitoare pasagerilor. Mercedes AMG GT63S. Modelul a fost prezentat și pus în vânzare încă în 2018 și a fost disponibil doar pe parcursul a 12 luni. Modelul GT63 a fost echipat cu pachetul AMG Aerodynamics Package, care include un despărțitor frontal a aerodinamicii și un spoiler reglabil. În interior, practic toate elementele sunt făcute din piele și magmă cenușie. Sub capotă se află un motor de tip V biturbo M178 care are 630 de cai putere. Motorul are 9 trepte de viteză și un sistem de tracțiune integral. Cu astfel de configurație, mașina este capabilă să accelereze până la prima 100 de km în doar 3,2 secunde, iar viteza maximă este de 315 km la oră. Mercedes Maybach Ultimate. Compania Daimler AG a prezentat un nou concept de crossover electric de clasa premium, care se distinge nu doar prin designul său extravagant, dar și printr-un interior de lux cu detalii neobișnuite, cum ar fi o nișă cu fierbător, pahare și vază pentru flori. Pentru confortul pasagerilor, scaunele din spate au funcție de masaj. Designul interiorului este realizat din lemn natural combinat cu metal lustruit. Mașina este echipată cu 4 motoare electrice cu capacitate de 550 kW, care asigură deplasarea independentă a fiecărei roți. Viteza maximă este limitată de electronică până la 250 km la oră. Bateria ține până la 500 de km, ceea ce este destul de avantajos. Acumulatorul are un sistem de reîncărcare rapid, adică în doar 5 minute puteți reîncărca bateria încă pentru 100 de km. Ford Mustang Bullitt. Episodul cu această mașină a devenit o legendă în lumea cinematografiei. Imaginile din filmul Bullitt a companiei Warner Brothers a devenit celebră prin scena de urmărire a mașinii pe străzile din San Francisco. Noua versiune a Fordului Mustang Bullitt a păstrat designul mașinii legendare. Modelul special a motorului de 5 litri V8 este echipat cu un sistem de injecție Open Air Injection System și de asemenea un colector de 87 de mm luat de la modelul Shelby Mustang GT350. Echipamentele tehnologice moderne a salonului includ un panou de bord complet digital cu un display de 12 inci și cu un sistem audio cu 12 difuzoare. Lincoln Aviator.
Acest vehicul este hibrid și nu este cu nimic mai inferior unui supercar. Producătorii nu au afișat rezerva bateriei și timpul reîncărcării. Mașina de obicei funcționează pe baza unui motor pe benzină, însă Lincoln afirmă că Aviatorul va fi echipat cu un motor V6 biturbo care împreună cu motorul electric va fi destul de puternic. Acest model de mașină are 7 locuri cu multe elemente de înaltă tehnologie. Volkswagen Touareg. Noul crossover Volkswagen Touareg din generația a treia a fost prezentat oficial pe 23 martie 2018 ca parte a unui eveniment special din China. Noua generație a crossoverului german 2018-2019 cântărește aproape cu 100 de kilograme mai puțin decât modelele precedente și asta totul datorită materialelor din aluminiu care au fost folosite în construcția lui. Designul noului Touareg este complet nou. Din lateral seamănă cu modelul mai vechi, însă din față și spate este o mașină complet diferită. Crossoverului i-au fost adăugate faruri mari cu LED care oferă mașinii un stil aparte, iar în interior mașina surprinde și mai mult. Acolo este instalat un nou cockpit complet digitalizat cu două display-uri mari și ecran de 15 inch care acceptă sisteme Android, Apple și CarPlay. De asemenea, se conectează și la Wi-Fi. Prețul lui este de 58.000 de euro. Vrei să-ți cumperi ceva ieftin și neobișnuit? Te-ai săturat de produsele banale întâlnite peste tot? Canalul Produse de pe AliExpress îți vine în ajutor. Nisipul cinetic, cuțitul laser, camera ascunsă în nasture și pânza invizibilă sunt doar o parte minusculă din întreaga gamă de produse ce le poți găsi pe acest canal. Intră și convinge-te singur. Linkul îl găsești în descriere. Rolls-Royce Cullinan. Compania Rolls-Royce în 2018 a prezentat lumii crossoverul Cullinan. Acesta este primul crossover din istoria companiei și una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Sub capotă se află un motor modernizat V12 de 6 litri, care are o putere de 563 de cai, iar viteza maximă pe care o poate atinge este de 250 de km la oră. Pe șasiul SUV-ului, inginerii au stabilit o suspensie pneumatică care se autoreglează în funcție de denivelările suprafeței traversate. Are mai multe regimuri de funcționare care permit deplasarea acestuia fără probleme pe pietriș, iarbă umedă, noroi, zăpadă sau chiar și nisip. Ușile laterale sunt exact ca la modelele precedente de Rolls-Royce. Ele se deschid în diferite părți și acoperă complet pragurile de noroi. Una dintre cele mai interesante opțiuni este masa de picnic retractabilă, care de asemenea este echipată cu două scaune din piele. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă vă place ceea ce facem, atunci abonați-vă la canal, rupeți butonul de like și desigur nu uitați să porniți clopoțelul de notificări pentru a nu rata următorul episod. Pe curând!